Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a dezbatere zilei. Ca orice autoritate implicată în viața comunității a oamenilor de pe tot arealul județului, conducerea Consiliului Județean Iași nu lasă să treacă o zi fără a aduce un element de noutate în activitatea ei. Ca o face singură sau o face în parteneriat cu alte entități, lucrul acesta are o mai puțină importantă. importanță. Importanța importantă este doar faptul că se întâmplă lucruri bune care Poate unele dintre ele nu au un efect imediat, însă, evident, beneficiile se vor constata pe viitor. Despre toate acestea, vorbim cu președintele Consiliului Județean, domnul Costel Alexe, pe care îl salut din nou. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că suntem din nou împreună. Domnule președinte, veniți de la un eveniment care, iată, pune din nou în valoare aeroportul Iași, de fapt, completează evenimentul care a avut loc luna trecută și vine cumva în și era indispensabil în perspectiva celui care va avea loc la finalul acestei luni, când vom avea, nouă, primele zboruri către spațiul Schengen. Vă lăs pe dumneavoastră să spuneți despre ce a fost vorba astăzi. Cred că vin mai degrabă de la un uh, obiectiv al nostru, al tuturor, pentru că aeroportul Iași nu este nici al aeroportului, nici al Alexei, nici al Consiliului Județean, el este al nostru, al întregii comunități. Și mă bucur foarte mult, uh, domnule Damaschin, pentru că și eu și sunt convins că și telespectatorii dumneavoastră, când. Uh, mergem prin Occident și vedem cât de repede evoluează sau se construiesc obiective în afară. Această satisfacție o am și eu astăzi când mă gândesc că acum, în urmă cu 14 luni, adică un an și două luni, în dealul aeroportului nu era nimic. Iar astăzi am și inaugurat pe 23 ianuarie noul terminal, E un nou aeroport, pentru că el este de 13 ori mai mare, mai mare. decât terminalul T3, 6. iar astăzi, în prezența oficialităților, invitaților și mai ales a celor care lucrează în industria ospitalității, avem un nou brand pentru aeroportul Iașului. Era firesc ca cea mai mare investiție a noastră, pentru că aeroportul Iași este cea mai mare investiție publică din județul nostru în ultimii 30 de ani, să aibă un brand pe măsură. Vreau să le spunem tuturor ieșenilor că în ceea ce privește aeroportul, am spus-o și mă repet, am prins chiar ultimul avion atunci când vine vorba de accesarea fondurilor europene și satisfacția noastră este că astăzi aeroportul din și este singurul aeroport din România care a accesat toți banii europeni, nu are nici penalizări și evident nici cheltuieli care practic să spunem că am pierdut banii. De ce am construit acest aeroport? Cred că v-am mai povestit și în particular. De multe ori merg pe la Dolhiești, Ciortești, Cristești sau prin toate comunitățile din județul nostru și îmi spun ieșenii. Domnule președinte, am construit un aeroport, dar o să ne pleci tinerii și mai mult tinerii din Iași, din comunități, din comune. Și eu le spun tuturor ceea ce vă spun și dumneavoastră și profit de această ocazie să le spunem și ieșenilor. Noi am construit un aeroport nu să ne pleci tinerii, că mare parte din ei au plecat. Noi am construit un aeroport ca ei să se întoarcă. Domnul Damaschin, astăzi în județul nostru, am fost împreună la acel eveniment, sunt 4.168 de copii din județul Iași care sunt în situația de a avea ambii părinți Părinte. plecați la muncă în străinătate. Acest aeroport este construit ca practic prin cele 25 de destinații externe pe care le avem astăzi prin toată Europa, ca părinții să se întoarcă acasă, copiii să se întoarcă către familiile în vârstă din județul nostru acasă, să scurtăm și distanțele. Nu vă supărați, eu dacă morc acum cu dumneavoastră în mașină, până la să sunt zile în care faci două ori. Ei, tot două ori faci cu avionul, de la Iași până la Bergamo sau până la, sau până la Milano sau până într-o destinație din Franța sau din, din, din Germania. Aeroportul Iași vine practic în completare, pentru că... S-au -au scurs repede acești trei ani și un pic, că noi nu suntem la patru ani de, de la alegeri, sunt la, suntem la trei ani pentru că mandatul a fost plătit în noiembrie 2020, adică până în noiembrie am mai avea timp. Dar se construiește astăzi peste tot în Iași. În toate comunurile din Iași, Consiliul Județean Iași sau primăriile construiesc. Noi construim astăzi în mare parte pe bani europeni, tocmai să dezvoltăm Iașiul, să fim un centru mai puternic în Europa, și facem toate astea cu speranța, vă mărturisesc, cu speranța că dacă într-o comună reușim să construim apa, să ducem serviciile de apă și canalizare, rețeaua de gaze și drumuri, investim în școli, în dispensare, tinerii trebuie să întoarcă acasă. Deci, în momentul de față, obiectivul meu este ca diaspora ieșeană să se întoarcă în niște comunități care să fie mult modernizate față de cum au plecat. Bun, dar pentru asta trebuie să mai veniți și cu ceva în plus, să le oferiți acea oportunitate, acel loc de muncă stabil cu câștiguri Eu cred, de măsură. cred astăzi că șomajul în județul nostru este oricum mult mai mic față de acum 5 sau față de acum 10 ani. Nivelul de salarizare a crescut în județul nostru cum a crescut în România. Prețurile, din păcate, astăzi și în Iași sunt ca în vestul Europei, salariile au rămas mai mici, dar eu sunt convins că în perioada următoare vom schimba și paradigma asta. Consiliul Județean Iași astăzi are în implementare trei parcuri industriale. Pe cel de la Lețcani aproape că l-am finalizat, Avem, suntem astăzi avansați cu cel de la Holboca și cel de la Pașcani, care cel de la Pașcani este fix la intersecția celor două autostrăzi, a șaptei și a opt. Fix în nodul rutier la care se lucrează. Că trebuie să le spunem ieșenilor sau celor care ne urmăresc în online, poate din diaspora. Astăzi, pe raza județului nostru, se lucrează la, la autostrada A7. S-a semnat contractul de ex proiectare și execuție pentru uh, Moțca, Târgu Neamț, până la Legheni, pe autostrada A8. Iar ceea ce ne propunem este să dezvoltăm județul ăsta, să întoarcă acasă ieșenii. E o, e o tragedie pentru județul nostru să avem atât de mulți copii care practic au ambii părinți în afară. Nu ne punem pe cei care, sub o formă sau alta, au doar un părinte, tată sau mamă plecat în afară. Iar aeroportul nostru, până vom ajunge cu autostrada la marginea Iașului, e clar, să ne mai rămâne departe, principal la poarta de este aici. autostrada noastră aeriană. Nu există astăzi domeniul socioeconomic în Sfânt. care aeroportul să nu-și pună amprenta. <coughs> și mă bucur foarte mult, că asta este și aprecierea ieșenilor, această administrație liberală de la Consiliul Județean Iași a reușit în mai puțin de un an și jumătate să dea comunității un proiect nou nouți Practic, noi am accesat fondurile europene, noi am făcut proiectarea, noi l-am construit, noi le dăm comunității ca cu noi toți să ne bucurăm de el. Și atunci vă întreba ceva unde apar acele reproșuri care spun că toate lucrurile astea la care faceți pomenire, referire, nu ar fi posibil fără un ministru de o altă culoare politică? Iar Domnul Damaschin, ieșenii, ieșenii nu mai sunt cei de acum poate 10 sau 20 de ani. Noi cu toți avem acces la surse de informare, ieșenii noștri... Sunt astăzi la curent cu tot ceea ce se întâmplă, poate în politica locală, națională sau ceea ce înseamnă fonduri guvernamentale sau europene. Um, practic, pentru aeroport e un lucru negru pe alb. Cererea a fost scrisă în 2021. Președinte al Consiliului de sunt eu și, evident, administrația liberală. Și atunci era ministrul liberal la, uh, cred că la, la transporturi, era, era domnul, da. domnul Bode fondurile europene, noi am scris ce Așa este, aveți Dar acum, știți cum e? eu sunt președinte al Consiliului Județean Iași, eu nu vreau să îi împar pieșeni în mai multe categorii, în funcție de ce simpatii politici au, eu îi încurajez pe toți ca pe 9 iunie să meargă la, la vot. Sunt și alegeri locale, sunt și alegerile europene. Eu pot înțelege doza asta de naționalism sau pot înțelege inclusiv curentele care practic spun sunt eurosceptice okay. dar eu vreau să le spun tuturor ieșenilor că al nostru județ, ca să nu vorbim de alte regiuni, al nostru județ a accesat 650 de milioane de euro uh -huh. implementare proiectul de apă și canalizare în județul nostru Pe poim, cel mai 41 api... de oateuri, fie că sunt comune sau orașe, beneficiază de aceste investiții niciodată România, niciodată Consiliul Județean Iași nu, a nu, ar fi putut să investească atât de mulți bani în, în aceste sisteme de apă și canalizare. Pe lângă acești 650 milioane de euro mai vin de la Guvernul României prin programul național Angel Salini încă 150 de milioane. Și acestor împreună 800 de milioane de euro, practic mai investim și noi noi o să spunem cifra în lei, pentru că sunt doar 130 de milioane de lei, dar sunt bani din bugetul Consiliului Județean și al companiei Apa Vital. Pentru că este ideal să ajungem într-un timp cât se poate de scurt să oferim servicii de apă potabilă și servicii de canalizare tuturor comunităților din județul nostru. Și acum să revenim la euroscepticism. Așa. Păi, de exemplu, într-o comunitate în care practic avem proiecte în implementare, am să vă dau exemplu costul Leni, că am făcut calculul. La Costuleni, pentru fiecare comună, pentru fiecare casă, pentru fiecare gospodărie din lini media este de 5.000 de euro investiția pentru a ajunge, evident, cu tot sistemul, nu stații de purare, stații de pompare da. și toate celelalte, dar costul pe fiecare gospodărie este de, de 5.000 de euro. Dacă o comunitate de exemplu cum e Delino sau popricanu pe lângă proiectul de apă, îi se mai adaugă și investiția din Poim pe gaz, e. alți 5.000 de euro, da. ajunge ca, în doar 4 ani de zile, Consiliul Județean Ia să investească din fonduri europene, din fonduri europene, noi care îi blazăm, sau sunt unii care spun că Europa nu e bună, că ne-am fi descurcat okay. noi, 10.000 de euro într-o gospodărie. Nu vă supărați, sunt încă în județul nostru gospodării pe care scrie de vânzare uh -huh. și -a A este, este sub cei 10.000 de euro. Mult sub eu vreau doar să le spun atât celor care ne urmăresc și ieșenilor. Eu sunt și patriot, sunt și naționalist, dar e obligatoriu pentru noi să fim și pro-europeni. Pentru că astăzi România este o voce din ce în ce mai puternică și eu cred că am fi putut să fim mult mai bine plasați sau minim, mult mai bine poziționați la nivelul Uniunii Europene. Dar cred că s-au făcut pași importanți și în direcția astăzi, bună. Nu... Și cred că astăzi da. decalajul dintre vestul Europei și estul Europei este din cinci mai mic, da. la fel cum Corect. mandatul meu sau promisiunea mea față de ieșeni a fost ca, practic, și comunitățile de la periferie, fie că-i Dolheștiu sau fie că-i Cristeștiu, sau Dagăța, să arate din cinci mai bine, cât mai aproape de zona metropolitană. Iar în acest sens, domnul Damaschin, trebuie să le spunem ieșenilor. Consiliul Județean, ea și-a accesat fonduri europene din PNRR, de 100 de milioane de lei, practic 20 de milioane de euro, prin care mobilăm, dotăm și echipăm cu echipamente digitale și nu numai sălile de clasă și laboratoarele în, în județul nostru. Adică, practic, am ținut foarte mult ca instituția pe care o conduc, Consiliul Șdețania, să facă acest proiect. Să dăm posibilitatea ca celor de la Dolhest sau de la Certe sau de la Cristești să, să aibă aceleași condiții, similari, condiții da. ca corect. cei de la Miroslava sau Absolut cei din Iași. Da. Nu putem să, îi, să spunem că copiii de la, de la Bivolari nu au, n au voie să aibă aceleași condiții ca cei din, din Iași. Iar eu țin foarte mult și asigur pe toți ieșenii că investim în mod echitabil în fiecare comunitate din județul nostru evident cu aceeași determinare să oferim aceleași condiții tuturor. Altfel mulțumit de cum a ieșit noul logo la aeroport? Eu vă mărturisesc, domnule artistul că... artistul <coughs> din cum... De, despre aeroport. Când ne-am venit la Consiliul Județean și știți că noi am preluat conducerea Consiliului Județean în noiembrie 2020, cred că proiectul a fost depus în 2021, scris în făcut SF-ul proiectul și cerea de finanțare. Eram și noi un pic sceptici, am spus bă, oare reușim în contra timp să scriem proiectul? L-am scris, l-am depus, am obținut finanțarea și apoi mă gândeam bă, oare cum o să arate un aeroport atât de mare? Uh -huh. Astăzi, plimbându mă prin el, cu satisfacție vă, vă spun că nu mă așteptam să si atât de bine. Uh -huh. Adevărul este că am avut noroc și de o echipă foarte bună la aeroport, și trebuie să-l să felicit pe Romeo vouă, managerul de acolo și întreaga echipă. Un om deosebit. Ne-a dat Dumnezeu șansa să avem un constructor foarte, foarte bun, o firmă internațională care a lucrat cu șapte firme din Iași, adică banii au rămas tot în comunitatea ieșeană și a ieșit fabulos. Iar astăzi, logo-ul, brandul aeroportului, m-am brand. bucurat că foarte mulți oameni care se pricep la marketing, care se pricep la branduri, l-au apreciat. Pentru că eu, știți cum e, eu aș fi fost subiectiv. Eu am stat, am avut discuții acum vreo câteva luni de zile, când practic era finalizat. Două ore a durat. M-am uitat, dar când am văzut cu câtă pasiune, cu au cât lucrat. entuziasm au lucrat cei de la George ISO, eu de la Enterprise și echipa de acolo, au studiat 252 de aeroporturi și de branduri uh -huh. din întreaga lume, ca practic, astăzi, Iașul să aibă cel mai inovativ și, evident, cel mai futurist uh, brand. Eu sunt convins că ieșenii uh, îl vor aprecia sau nu. Eu sper că da. Deja au apărut cele două genuri de reacții. Da. Știți da. care sunt? Primul. Cel pozitiv este dinamic, cu totul diferit de ce ar fi presupus o aripă de avion stilizată. Absolut. Și al doua categorie, băi, arată ca un domino care curg piesele. Nu, el arată ca un dominou pentru că el reprezintă, dacă observați, scrie și ea. Da, am văzut. Are, în, 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 în componență, poți identifica steagul, poți identifica elicea de avion, poți identifica mișcarea. Iar domnul damaschin, noi trebuie să le spunem tuturor. Astăzi. 2 ,3 milioane de, de, milioane, de pasageri, 25 de destinații externe. Aeroportul și astăzi înseamnă mișcare. Iar pentru comunitatea noastră mișcarea înseamnă cunoaștere, că vezi, cunoști, după aia implementezi acasă. Mișcarea înseamnă, practic, inovație. Și mișcarea mai înseamnă un lucru esențial pentru comunitatea noastră. Evoluție. Evolut. Și ajungi și te acasă și spui, asta e o secundă, că practic... Dominoul ăla simbolizează tot o mișcare, aripa aia, mm -hmm. tot o mișcare. Dacă ți se pare că este un steag, e tot mișcare. Pentru că ceea ce are nevoie astăzi, orașul și județul nostru, are nevoie de oameni care să lucreze în echipă, să se miște cât mai repede, să recuperăm dinamice, timpul da, pierdut. Fără îndoială aeroportul aș poate fi considerat de exemplu de bună practică și în alte privințe, nu, nu doar în ceea ce presupune traficul de pasageri și varietatea multitudinea destinațiilor. Zilele trecute l a însoțit pe ministrul mediului, nu? La într-o vizită în care ați prezentat parcul voltaic. Iată, aeroportul <coughs> reușește să uh, suporte singur o cincime din uh, costurile cu energia. Noi suntem astăzi, domnule Damaschin, dincolo dacă aeroportul e mai mare sau mai mic, dincolo dacă logo sau brandul o să ne placă sau nu, noi trebuie să oferim servicii de calitate în interiorul aeroportului. Experiența din aeroportul Iași trebuie să fie una dacă ai fi la, fi la Milano, fi la Valencia, fi la, Bruxelles. În momentul de față, am avut, așa cum ați menționat, luni vizita domnului ministru da, parcul fotovoltaic de la aeroport are puteri instalate IP un hectare și are un megawatt. Imaginați-vă că el asigură astăzi 20% din energia Așa necesară bunii funcționari aeroportului. Noi ne propunem ca practic să mai punem pe 4 hectare, pentru că avem terenul, acum vrem să accesăm fondurile europene, dacă nu, o să le punem din fonduri proprii, pentru că vrem ca toată energia electrică consumată la aeroport să fie o susținută... sursă regenerabilă și să nu dăm bani pe ea, da. pentru că investiția în acest parc fotovoltaic va fi amortizată cât se poate de, de repede. Nu părăsim, eu i-am spus, zona verde și trecem într-o altă dimensiune, ca să-i spun așa, cea managementul deșeurilor, fiindcă ați făcut referire da. la prezența domnului Fechet la Iași. Uh, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că uh, atât Consiliul Județean, cât și Iași TV Life au fost parteneri într derularea unui forum re regional pe problematica gestionării deșeurilor. Un eveniment, nu? Care a avut parte de aprecierea ministrului și... A ieșit bine, este meritul și dumneavoastră. Ați spomenit mm -hmm. acolo, uh, nu, din câte mi-amintesc eu în, în alocuțiune, că Smidu, când ați venit dumneavoastră, era la nivel de sertar să cea de vreo trei ani l-ați deblocat. Și cum e acum? Și Consiliul Județean a avut un rol în acel forum și aștept la fost și dumneavoastră că l-ați moderat. E. Trebuie să le spunem ieșinilor așa. În orice serviciu public, fie că e transport, fie că e managementul mediului, fie că e managementul apei sau orice alt domeniu, există loc de mai bine. Dar astăzi, Iașul a făcut niște pași uriași în ceea ce înseamnă managementul deșeurilor. Pentru că de când am venit la Consiliul Județean, în 2021, practic, am primit avizul de mediu, evident, planul de gestionare a deșeurilor. În momentul de față, în 2022, am obținut autorizația de funcționare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Tsuțora. Smidul astăzi la Iași este unul funcțional și cu sprijinul primăriilor, autorităților locale, dar mai ales, trebuie să subliniez, implicarea cetățenilor județului nostru, pentru că ei sunt cei care, sub o formă sau alta, colectează selectiv, apoi noi reciclăm și introducem toate aceste deșeuri, în loc să le ducem pe groapă la țuțura, tot ce înseamnă pet, sticlă, doză sau carton, da. le vindem, le introducem în economia circulară, iar banii produși, Iarăși, asta trebuie să o spunem ieșenilor, banii care se obțin pe aceste materiale se scad din facturile la gunoi, la de la Comuna Scânteia și multe altele. Acum, locul 3. Suntem, cred în top 3 la nivel național atunci când vine vorba despre managementul deșeurilor. Iar asta, acest lucru este, a fost posibil doar acestei bune conlucrări între instituțiile statului, între primării, între cetățeni și aș vrea să subliniez rolul mass-mediei și evident al inspectoratului școlar județean, care practic și-a propus ca în săptămâna verde să ducă copiii comunității noastre la țuțora să vadă cum să face colectare selectivă și reciclare. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată și dumneavoastră și eșenilor pentru acest parteneriat pe care îl facem împreună, tocmai pentru a avea un județ mai verde. Cu drag, eu aștept să ne mai regăsim și în alte colaborări. Vreau să vă întreb, ne apropiem de final mai un minut, vreau să vă întreb ce ați făcut la București zilele trecute. La București, în momentul de față, suntem cu un proiect foarte important pentru, pentru județ, pentru că, așa cum am spus, autostrada este cea mai mare investiție publică a județului nostru până când reușim să aducem autostrada rutieră. Iar astăzi, obiectivul meu și al administrației liberale este să urgentăm, să facem lobby și să impulsionăm, tocmai a, ca toate demersurile pentru autostrada A8. De la Prut până la Iași, până la Moțca, până la Târgu Neamț, Târgu Mureș și vestul țării să fie implementată cât mai rapid. Iar și săptămâna trecută și săptămâna viitoare și în fiecare săptămână mergem la București pentru proiectul Iașului, cele două spitale pe care trebuie să le construim de la zero și pentru autostradă. Cu asta închei. Ați făcut ce ați făcut și ați clonat și teiul Ieminescu. L-ați internaționalizat. A fost, o solicitare, a fost o solicitare a comunității românești și nu numai din Praga și, sincer, m-am bucurat să putem sprijini și eu și primăria municipiului Iași, după o clona de la Viena, să ducem un simbol românesc și la, și la Praga. Domnul președinte, eu vă mulțumesc pentru informații, vă aștept și cu alte noutăți, pentru că noi așa, județul nu stă pe loc, el trebuie să evolueze, ne trebuie drumuri, infrastructură, ne trebuie școli, ne trebuie spitale, ne trebuie toate pentru, așa cum spuneați dumneavoastră, să aducem ieșeni înapoi. Chiar m-am gândit că în perioada asta, atunci când mă întâlnesc cu ieșenii, îmi spun, Costel, ești foarte, foarte activ și văd că construiți peste tot în județul nostru. Și cred că asta va fi și deviza noastră în perioada următoare, pentru că chiar construim peste tot în județul nostru. Sunt convins că vă va ieși totul ca la carte. Aceasta Mulțumim a fost mult. dezbaterea de astăzi. Până la, la următoarea întâlnire, eu vă doresc cele bune.